Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit! Aici Cristian Ivaneș. Văd și aș vrea să comentăm împreună un sondaj. Sigur, mulți vor spune, dom'le, sondajele n-au niciun fel de valoare, nu ne putem baza pe ele, mai ales că sondajul ăsta e făcut de Avangard la comanda PSD. Deci, la comanda unui anume partid, sigur că suspiciunea care îți vine imediat este că ok, partidul l-ai favorizat în sondajul ăsta, fiind comandat de el, ceea ce oricum ar trebui să fie aberant. De ce să fie? La ce s-ar folosi? Mai degrabă s-ar folosi ție partid care comanzi comanditarului o fotografie foarte exactă, cu acuratețe. Trecem peste asta, dar cred că oricât de mult sau puțin este cosmetizat, n-aș crede că este foarte tare cosmetizat, el indică o fotografie mai clară sau mai puțin clară, dar totuși relativ credibilă, a votantului român. Eu cu cine votez? De azi. Tot acolo ajungem, stați liniștiți. Ăsta e destinul nostru. Caragialesc. Expresia aia sudistă, vai steaua noastră, e splendidă, să știți. Nu știu de unde am scos cu vai steaua, dar este senzațional. Zice așa. Așa. Deci, sondajul ăsta făcut la comanda PSD la mijlocul lunii ianuarie, între 8 și 22 ianuarie, și care indică așa. PSD 31%, absolut credibil. PNL 20%, credibil. AUR 19%, chiar ușor subdimensionat, după părerea mea. Va fi mai mult de 19%, o să vedeți. Alianța Dreapta Unită, adică USR, PMP și Forța Dreptei, 14%, cred. Tot un sondaj Avangard și tot la comanda PSD din octombrie trecut, dădea USR cu 13%. Acum, toți la grămadă scot 14%, chinuit. Ar fi trebuit să scoată mult mai mult. Pentru că ăia și PMP și Forța Dreptei, sigur, nu aveau singuri pragul electoral, una atingeau. Dar n-aveau 0,5 fiecare, ca să mai adauge jumătate de procent. Tu, jumate, tu, scoatem 1 și îl adăugăm USR-ului cu 13 și scoatem 14. Ar fi trebuit să fie mult mai mult. Nu e. Și acum țineți-vă bine, SOS, eu așa-i spun, SOS România, adică șoșoacă, deci 8%. 8%. În ultimul sondaj pe care l-am văzut, eu nu mai știu dacă era Avangard sau nu, din decembrie era 6. Acum e 8, UDMR 5, Reper 1. De Reper nu-mi pare rău că e 1, încă e prea mult. Am mai povestit, am mai comentat. Și mai e ceva. Nu doar cifrele astea absolut înspăimântătoare. Și am să vă rog să comentăm împreună, sigur, în comentarii, oare de ce s-a ajuns aici sau cum s-a ajuns aici, admițând că au un parfum de credibilitate și eu cred că au. Dar mai e ceva. Cine beneficiază de încredere în rândul, cum se spune la modul oripilant, mie nu-mi place, domnule, în rândul românilor. Românii zic, facem asta pentru români. Cuvântul ăsta, termenul ăsta este abuzat înfiorător în ultimii ani. Dar românii au încredere în următorii, cu procentajele de rigoare, așadar zic. Domn Ciolacu, prezidentul și liderul PSD, 26%, cea mai mare încredere dintre toți politrucii, urmat de Diana Șoșoacă și George Simion, ambii cu câte 23% încredere. Domn general Ciucă cu 20% încredere. Herr prezident Klaus cu 16%, cum ar zice Brucan. Dacian Cioloș cu 15%. Ludovic Orban cu 14%. Și Cătălin Drulă cu 11%. Bun,
Acum, din nou păstrând rezerva, că e un sondaj făcut la comanda PSD, eu cred că are un grad mare de credibilitate. Ce observăm? Observăm niște chestii, unele perfect de așteptat și banale. PSD se menține la 30%, indiferent ce tâmpenii ar face PSD, el are bazinul său de votanți, în special bugetarii și familiile lor. Da, e foarte clar. Acolo nu se va umbla, îi asinuți în funcții pe banii celorlalți. Deci, ole, extraordinar, splendid. PNL-ul se chinuie pe la 20%, probabil va lua și ceva mai puțin. Nimic surprinzător, ăla nu mai e PNL de mult, n-are rest să mai comentăm și să povestim. Aurul pe la 20%, probabil ceva mai mult în realitate, după opinia mea. Și chestia asta cu 8% partidul Șoșoacei, asta este incredibil. Și chestia asta cu 8% partidul doamnei respective, asta este uluitor. Aparent uluitor, nu e uluitor deloc. Înseamnă, de fapt, dacă vă gândiți cât de puțin ne-am schimbat. Gândiți-vă la anii 2000, la chiar la anul 2000 fix și la alegerile parlamentare de atunci și la scorul scos de România Mare, de unul singur, de România Mare, adăugați 8% cu ăștia 20% practic ai aurului, veți obține 28%, mai puneți eficienția aceea electorală care se iau de la partidele care nu ajung în Parlament, redistribuirea. Și o să vedeți că practic se ajunge la un procentaj real de locuri în Parlament, ăștia doi, de peste 30%. Atunci să te ții Românie, să te văz. Da, eu cred că aici suntem. Cel mai neconvingător a performat USR plus ceilalți, polul de dreapta, care ar scoate 14%, și e foarte, foarte posibil ca mișcarea aceea care s-ar fi dorit a fi una genială și care ar fi teoretic împins partidul spre 20% să n-aibă de fapt rezultatul scontat și să se zbată în continuare pe aici pe la 13-14. E de anticipat chestia asta, mai ales la ce fac acești oameni. Am mai povestit, nu insist. Este o oglindă care ni se pune din nou în față cu rezervele de rigoare, repet, ale sondajului Avangard și ale comanditarului care este PSD-ul, dar chiar și așa, văzând și alte sondaje, comparând cu cele din lunile anterioare, cred că, de fapt, cam pe acolo stăm. Vorbim prea puțin despre anul electoral ăsta, 2024. Și vorbim prea puțin despre pericolul pe care îl reprezintă ăștia. Fanfaroni de tot felul, oameni cu zurgălăi și cu lucruri. N-ați văzut-o pe Șoșoacă? Da, la Iași. A adus și o fanfară. Și s-a dat președinte. Și am mers pe acolo așa în pas. Ăia au început să cânte exact ca la Iohannis. Și asta s-a dus acolo. Pâng, 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 pâng. Aplauzele câtorva aplaudați. Bună ziua! Și ăia, să trăiți! Vă dați seama? Tâng, 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 tâng. Deci a făcut o mascaradă de președinte. Cam ăștia suntem. Da, se aplică perfect zicala bucureșteano-sudistă, vai steaua noastră, senzațională este zicala asta, și e vai steaua noastră. De aia spun, pentru că încă nu e prea târziu să conștientizăm ăștia încă nehotărâții, care mă priviți acum și vă oripilați și ziceți, aoleu, creștinam, stați puțin, există încă o posibilitate de a reduce din puterea acestor inși și inse, mergând la vot și votând partide democratice, care nu sunt nici PSD, nici PNL, nici Șoșoci și Auriști. Și asta e de făcut.
obligatoriu. Altă armă nu avem și eu cred că o mobilizare exemplară ar reduce drastic din puterea acestor anti-europeni și anti-occidentali, pentru că să știți că dacă Alexandru Cuza ar fi trăit astăzi și ar fi făcut sau spus ce dorește să facă, de fapt, ce a făcut atunci, ăștia, Partida Națională de astăzi, l-ar fi devorat din anti-român și anti-creștin, nu l-ar fi scos, și din vândut străinilor și Europii, da? Bruxellesului de atunci, era coana Europa. V-am mai povestit exact ce zicea și Conoiancu. E, doamne, tot ea e Europa de noi, băgăm întrebii de Europi. Da, tot acolo ne învârtim, tot aici colcăim, tot așa ne zbatem. Din când în când mai răsare unul cu mintea luminată, cu studiile făcute ca și Cuza în străinătate, cu mentalitate dobândită în vest și vine încercând să occidentalizeze gloata locală. Cu cât succes ați văzut. Uneori chestia chiar ține și astrele se aranjează cumva extraordinar, vezi cazul Carol I. A reușit multe și n-a reușit multe, multe altele. Pentru că o țară până la urmă se face, se făurește, dacă vreți, totuși cu materialul clientului. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, că vă abonați la el, mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook. Mulțumiri multe merg către cei care se gândesc să susțină acest canal pentru a putea rămâne freelance aici online prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și funcția membrii canalului sau Supers. Mulțumiri anticipate, a fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și bineînțeles, să auzim numai de bine.